În decembrie 2017 și ianuarie 2018, trei posturi de medici au fost scoase la concurs la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Dintre acestea, doar unul a fost ocupat, cel de neonatolog. S-a prezentat o persoană care a și fost admis și a luat concursul care urmează să fie încadrat la spitalul nostru începând cu 15 februarie, un medic neonatolog. Cele două posturi pentru medicină de urgență au rămas în continuare libere și vor fi scoase din nou la concurs. Din martie, alte concursuri urmează să aibă loc la spitalul din Slatina. Conducerea unității medicale vrea să angajeze mai mulți asistenți și infirmieri. Având în vedere că doar ce am primit aprobarea bugetului la Consiliul Județean Olt în această săptămână, sunt mai multe posturi în ceea ce privește Spitalul Județean de Urgență Slatina pe care le aveam aprobate în comitetul director, dar nu puteam să le scoatem la concurs. Undeva în luna martie vom avea aproximativ 30-35 de posturi per total spital care vor fi scoase la concurs. În ceea ce privește medicii, vorbim de un medic cu specialitatea cardiologie, restul posturilor fiind de asistenți medicali, registratori medicali, infirmieri sau îngrijitori. Una dintre secțiile cu deficit de medici și asistenți este terapia intensivă. Reprezentanții unității medicale speră să rezolve cât mai repede această problemă.